Salutare tuturor! Am mai venit cu o minunăție. Aici suntem la o lucrare mai veche. Nu știu unde naiba. Cred că și la parter e aceeași problemă, Ilie. A, e după colț. Ok. Dar aici când am urcat sus, ia și caută întrerupătorul. Cioc, cioc, nimic. Ia uitați câte tencuiel au pus peste el. Ia, încearcă să o spargi. Vezi să nu te tai. Stai să te ajut. Ce vorbești, frate? Nu se poate așa ceva. Deci cu zugravii ăștia e nenorocire. Ne-au îngropat tot. Uite și pe asta aici. Măcar asta se mai vede naiva, puțin. Da, asta e o lucrare mai veche făcută de noi. Ne-am întors jos cu tabloul. O să bag B-urile în ăsta și barele de nul în celălalt. Echipamentele au fost cumpărate deja de pe atunci. Nu... Bine, personal nu prea îmi place să lucrez cu astea, dar sunt mult mai bune decât barele alea ale lor, fără protecție la atingere. Așa că le prefer pe astea. Cam așa este, l-am curățat frumos, am debrancat conductorii, ăia de pe etaj, ăștia de pe parter, alimentarea o avem pe 5x16, împământarea locală este adusă de afară pe, cred că e de 25. Da, sigur, e de 25 sau 35, nu-mi dau seama exact, dar oricum, na. Cred că o să mă apuc să fac daily vlog în ritmul ăsta. Astea sunt protecțiile ce o să le punem. Este un B10. Diferențialele sunt tip A. Chiar mai aveam o discuție aseară cu un domn pe... nu știu unde naiba vrea el să-și vândă patru diferențiale de 100 de amperi tip AC de la Schneider. Și tot întreba pe toate grupurile de electricieni cât costă, cât costă. El credea că o fi vreo 500 de lei un diferențial din ăla monofazic de 100 de amperi. Cred că era RCCB. În fine, amperajul e ok, dar nu asta contează. Ideea e că cele tip AC sunt neconforme. Așa. Ideea care este? Clientul, când am venit și am făcut planul de lucru aici, vreau priză și aici, vreau priză și aici, vreau și în partea cealaltă, și una aici, una dublă aici, una triplă aici, și în momentul când i-am făcut necesarul să cumpere prizele, mai să facă infart. Na, se întâmplă de multe ori. Ei vor toată ziua o grămadă de prize peste tot, prize peste prize, dar când e să le cumpere, deja e problema. Hai să ne apucăm de tabloul ăsta și revenim cu update. Da, și am finalizat și tabloul. Pentru chestiile astea o să mă înjure Ștefan, dar... Las că-i trece. Așa. Avem alimentare pe 16. În organizatorul ăsta am băgat circuitele de nuluri de la ambele diferențiale. Aici am venit cu fazele frumos. Ăsta e circuitul de la plită. Sus la fel. Așa. Și cam asta este ce am făcut noi pe astăzi. Na, ceva de genul. Așa să nu se vadă umbre. Da.
un mic tablouaș decent, minimul necesar la orice casă din punctul meu de vedere. Când o să facem punerea în funcțiune, o să facem și niște măsurători, niște teste. Dar până una alta, ne vedem la filmulețul următor.